un eșec al zonei euro, este un eșec al Uniunii Europene, iar fără Uniunea Europeană, nu numai sentimentul meu, este al multora, ne întoarcem în istorie și ne întoarcem către o perioadă care a înviat și a reînviat mulți strigoi. Deci proiectul european, în opinia mea, este un bun public. În ceea ce privește o aderare rapidă a țării noastre la moneda euro, unii analiști economici susțin că nu ar trebui să ne grăbim către acest pas, în ciuda eforturilor disperate ale autorităților de la București. Odată intrați în zona euro, România va fi forțată ca să convergă cu țările din zona euro și va beneficia, de fapt, de pe urma acestui lucru, dacă vreți un pic o extrapolare a integrării în UE de către România pe un principiu similar. Ori o integrare monetară pripită, așa cum a dovedit-o crearea zonei euro, fără niște minime fundamente economice de competitivitate politice, duce într-o înfundătură. Deci, din punctul nostru de vedere, cred că ar trebui să fim foarte atenți ce ne dorim, pentru că s-ar putea să se întâmple. România urmează să treacă la moneda euro în anul 2019.